Drumul comunal care face legătura dintre drumul național și intrarea în Mohu. Acolo la intrare era o problemă. Ține de drumurile naționale? Sau de amenajarea intersecției, exact, din DN1. Exact. Da, este tronson de drum național. Din discuțiile avute cu reprezentanții companiei de drumuri, respectiv secția Sibiu, sper să găsim o soluție pentru evitarea accidentelor care se întâmplă destul de des, din păcate, în acel loc. Deci ar exista varianta să fie mai bine semnalizată sau reconfigurată? Din câte cunosc, Compania Națională de Drumuri își dorește să închidă, practic, axul drumului cu acei parapeți care au început să fie montați de la post-control până la Veștem în momentul de față, în sensul giratoriu de la Parcul Industrial, urmând ca acest proiect să continue până la intrarea în Schellenberg. Ceea ce duce la o siguranță mai mare în trafic. Mai ridicată, un disconfort pentru cetățeni, să spun așa, dar cred că dacă s-ar realiza un sens giratoriu la intersecția drumului județean cu DN1 către Cisnădie, ar putea să se circule între cele două sensuri giratorii, respectiv Parcul Industrial și din intersecția cu drumul Cisnădie. Un lucru foarte bun.